Dinamo, înțeleg că ai fost pe lista celor de la DDB să vii la Dinamo 2. Te-a sunat cineva? Te-a întrebat cineva ceva? M-a sunat. Cine e Gabi acum, șef la Centrul de Copii și Juniori? Iulian Matei te-a sunat. Matei, da. Matei m-a sunat. Așa. Am vorbit cu el un pic, dar nu. Nu, i-am explicat că, de fapt, în primul rând i-am mulțumit că am fost singurul unde m-a sunat de când am plecat de acolo. Au prea mai vorbit decât cu Gabi Răduță și cu Danci, atât restul. Care nu mai sunt la Dinamo. Mai vorbesc cu Nea Cornel, cu Țălner, din când în când. Da. Dar i-am mulțumit. Eu am alte obiective. Acum vin, i-am spus că vin cu drag, dar pe viitor am angreat aici de un proiect de aproape 2 ani de zile și am trecut prin foarte multe greutăți cu Dacia Unirea Băila și am zis și eu măcar acum să mă bucur de momentele astea frumoase, să pot să simt și eu să antrenez cât de cât o echipă. Am zis că... Asta ce înseamnă, Florentin? S-au așezat lucrurile și din punct de vedere financiar? Adică putem spune că ai condiții acum? Condiții... Îți dai seama... Am condiții de masă și de hotel foarte bune, am condiții de joc, de teren de joc bune, de antrenament. Ne antrenăm tot așa la 10 km de Brăila, dar nu ne plângem. Astea sunt condițiile normale pentru Liga 3-a. Avem bani puțini, dar am un grup de copii foarte bun, un grup de copii pe care l-am creat în aproape un an de zile și mi-am adus doar 2 sau 3 jucători unde am avut nevoie. Da. Și ei duc greul echipei. Bineînțeles, împreună cu 3-4 oameni încercăm să facem din Dacia Unirea Brăila să ducem undeva, să încercăm să facem, să promovăm, adică să ajungem la baraj și după aceea să vedem ce facem acolo. Te întreb altceva, dacă poți să fii sincer, dacă ți s-ar fi propus postul de antrenor principal la echipa mare a lui Dinamo, ai fi lăsat acest proiect de la Brăila? Sincer să fiu, mă așteptam la mai mult de la ei. Mi-aș fi dorit în toată inima să fiu, nu acum sunat, să fiu fost sunat când a fost cât de cât și bine. Da. Nu numai când este foarte greu și lumea refuză, pentru că un club ca Dinamo, mai ales dacă am crescut acolo și Gabi știe foarte bine cât ne-am chinuit într-o anumită perioadă când am lucrat împreună. Eu spun că dacă rămâneam de acum 4 ani de zile împreună, eu zic că altfel vorbeam despre Dinamo, atât echipa mare cât și echipa a doua. Dar vă dați seama, m-am bucurat că m-au sunat și că s-au interesat de mine, dar când am început să întreb de condiții și de antrenament și de a fost destul de greu de explicat și chiar l-am înțeles pe le-am sunat și l-am înțeles enorm de mult să mă... Nu te mai auzim. Dar nu știu ce s-a... Da, eu știu despre ce stai e. Stai un pic să vedem. Florentin, ne auzi? Da, vă rog, refaceți legătura, că mai avem de discutat cu Florentin Petre, dacă se poate, colegii să-l sunați din nou. Zi-mi, te rog, că spune că știi despre ce este vorba. Da, eu știu despre ce e vorba. Iulian Matei este... Gata, scuză-mă că te întrerup. Uite, l-avem din nou. Florentin, ne auzi? Vă aud. Așa, perfect, da, nu se mai auzea. Da, vreau să te întreb, din punctul meu de vedere, din exterior, normal, mi se pare că tu, deși vorba ai efectiv sute de meciuri și atâtea trofee la Dinamo, ai fost lăsat cumva într-un cont de umbră de către cei care au condus și conduc Dinamo. Și vreau să te întreb, te simți cumva dat la o parte? Nu mă simt, dacă așa au considerat, vreau și întrebați-l pe Gabi. De ce? Că îmi știe mai multe. De ce, Gabi? Uite, zice Florentin că tu știi despre ce e vorba. De ce nu e la Dinamo? Păi, de ce n-am mai fost la Dinamo? De ce? Noi începusem o treabă foarte bine împreună. Noi, adică tu cu Florentin Petre. Eu cu el, da. Așa.
Eu am fost cel care l-am numit antrenor la echipa a doua, el are un mare potențial și vedeți și în momentul de față, Dacia Unirea Brăila este pe primul loc în campionat. Da. Eu mi-am dorit ca Patrick Petre, chiar dacă este copilul lui, îl consider unul dintre cei mai talentați copii care i-am avut eu în carieră de manager și credeam că merită o a doua șansă. Noi începusem o foarte, foarte bună colaborare și are un merit foarte mare și Florin din Petre vis-a-vis de tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului la Dinamo cu performanțele tinerilor jucători. Și ce... Gabi, zi-mi de ce nu mai e Florin Petre. Nu mai este, că așa. Și el și eu da. Am avut niște oameni lângă da. Noi care ne-au mușcat de spate. Așa. Da. Și se duceau la domnul Negoiță, da. De naturau adevărul. A, interesant, deci nici Florentin Petre nu mai era în grațiile lui Negoiță. Păi nu, și eu de-aia am și ieșit. Că el a avut, are și va avea susținerea mea totală. Iar Florentin Petre nu înseamnă niște cupe și niște campionate. Florentin Petre, din punctul meu de vedere, este legenda clubului Dinamo. Și el nu a fost respectat și tratat nici măcar la 10% din ceea ce merită. Da, trist. Florentin, ok, hai să discutăm despre ce înseamnă acum Dinamo. Ești dezamăgit de ceea ce vezi? Nu mă așteptam să ajung în situația de față, dar vă dați seama că cine și-ar fi dorit și nici prin visele mele favorite nu credeam că se va întâmpla așa ceva cu clubul pe care l-am respectat, îl respect și îl iubesc. Dacă poți să mai miști un pic telefonul, chiar nu se mai aude. Vă dați seama că acum este... Gata. Auziți? Da, acum, bă, acum te auzim. Ești pe ponton? Nu știu unde sunt, deci probabil că n-am. Dar acum auziți, da? Da, te auzim. Da. Și mă doare, vă dați seama că mă doare. Mă dor toate problemele care sunt acolo, dar am căput pe mâna unui om care, de punctul meu de vedere, nu a realizat nimic și să dai o istorie pe mâna unui om fără nicio siguranță, să mai pe Dumnezeu, dar nu este corect și mai ales față de oamenii care iubesc clubul. Uitați-vă și dumneavoastră ce fac cu programul DDB. Un lucru extraordinar, pentru că dacă acest club, dacă acest grup de băieți în frunte cu tot ceea ce înseamnă Dinamo, mă refer la suport, nu mai era de mult clubul. Da. Nu mai existau. Iar ceea ce au făcut ei, să țină o istorie în mână și să ofere condițiile pe care le au jucătorii acum plătiți cât de cât la... Chiar nu te mai auzim? Nu mă auzim? Acum, nu știu, ești într-un bunker, nu știu unde ești de pierd semnalul. E la Brăila. La Brăila. E rețeaua mai scăzută. Acum așa mai revenit un pic. Da. Da. Da, și îmi doresc în toată inima să-și revină cât mai repede, să se întâmple lucruri frumoase, să revină iarăși un club foarte, foarte puternic. Eu am spus, vin și ajut cu drag, dar nu acum, pentru că nu am cum. Eu sunt om de onoare, eu am promis unor oameni că îmi duc treaba până la capăt. Când îmi termin aici și treaba, vin cu plăcere. Nu o să am nevoie de banii decât strictul necesar cât să pot să mă descurc, dar ca să ajut, vin cu drag.